A fost un moment în care, cum să zic, care și atunci a fost un moment de cumpănă pentru viața mea, pe care l-am pus într-un sertar, ca să zic așa. Și am ales să nu vorbesc despre, din aceleași considerente. Am fost înădătățită la vremea respectivă, ulterior am demonstrat lucrul ăsta. Și atunci... Cât ați stat atunci? Am zis... Cât a trebuit să se rămâneți suspendat? În 98 am început competiția. Deci 3 ani. Nu, 2. 2. Pentru că 96. Am început să... Aha, ok. Da. N-are sens să intru într-o poveste în care ar încerca, adică cei din jurul meu ar vedea că încerc să... Să vă disculpați. Da, nu. Deci nu, am toate motivele să spun că nu încerc să mă disculp, nu încerc să, cum să zic, am încercat să demonstrez altceva, da? Și am demonstrat ulterior. Poate că... Nu știu, ar fi fost bine atunci să vorbesc mai mult despre. Da, nu v-am văzut vorbind, da. Citeam presa de la momentul respectiv. Dar iarăși, dintr-un moment, adică dintr-un motiv destul de delicat, am înțeles că e mai bine să nu vorbesc despre acel moment. Dar lecția și... pentru o tânără atletă care este? Și știți de ce vă întreb? Pentru că în familia mea am pe cineva foarte apropiat care a făcut atletism, tot o fată, o persoană de sex feminin, și care a fost prinsă dopată la o vârstă foarte fragedă, ceea ce pentru mine a fost un mare șoc. Uh-huh. De asta vă întreb, adică pentru tinerele atlete, care credeți că e lecția din povestea dumneavoastră? Cred că e important să vorbim despre chestia asta, ca lecție. Lecția este că trebuie să fii atent. Trebuie să fii atent în jur, trebuie să fii atent la oamenii care sunt în jurul tău, că nu toată lumea îți vrea binele. Ok. Trebuie să fii atent la orice propunere, dacă vreți, da? La orice informație care... Și trebuie să te documentezi, asta este foarte clar. Uh-huh. Și tu și cei din jurul tău. Îmi pare rău că doctorul Drăgan nu mai trăiește. Așa. Profesorul Drăgan nu mai trăiește. Iarăși. Nu-mi face niciun soi de plăcere să vorbesc. Știu că nu mă face plăcere, dar... Mă agită foarte mult și cred că am ales, am ales să-mi asum un episod. Vi l-ați asumat? Să-mi asum un episod care nu-mi aparține. Nu vă aparține? Nu-mi aparține și cu asta am spus tot. Și să spun mai departe, atenție la cei din jurul vostru. Atât. Și în rest, ar încerca să deschid niște lucruri. N-am făcut-o atunci. De ce consider, n-ați făcut-o atunci? Ați spus că n-ați făcut-o pentru că... Așa a fost... Vi s-a recomandat să nu mai elegant, vorbiți? Ca să spun așa. Uh-huh. Ar fi însemnat să deschideți o cutie a Pandorei? Dacă probabil, vorbeați? Probabil. Nu, aș deschide-o acum. Poate mai mult decât niciodată. Și n-are sens să o deschideți? Nu, n-are sens. Atâta timp cât nu rezolv nimic, oricum. Deci nu se rezolvă nimic. Lucrurile rămân la fel ca atunci. Știți cum se poate rezolva? Cum văd eu rezolvare? Mă rog, nu știu dacă e o rezolvare care să vă ajute în vreun fel. Rezolvarea ar fi ca pe Wikipedia, de mâine încolo, de poimine încolo, de peste o săptămână încolo, la ciotul acela de informație că ați fost depistată pozitiv în 95, să apară o completare a informației cu declarațiile dumneavoastră din dimineața asta. Care așa, cumva ar reechilibra, ar nuanța toată povestea respectivă și ar da un alt mai sens. Mai puțin, pentru că și lucrurile astea sunt interpretabile. Ok, sunt de convins. De ce acum? De ce nu atunci? Pentru... Deci, și atunci nu rezolv nimic. Sunt un om asumat și consider că mi-am învățat lecția și asta este foarte important, pentru că fiecare episod din viața noastră este o lecție din care trebuie să înveți ceva. Dacă reușești să prinzi esența lecției, cu siguranță mergi mai departe și, cum să spun, reușești să depășești niște... Altfel te înfunzi și mai mult și nu o să reușești să treci. Am învățat că din lecția asta, deci a fost o lecție din care am învățat și care mi-a fost pe viitor, ca să zic așa... nu știu, la îndemână să aplic niște lucruri, să țin cont
de niște lucruri, de niște reguli, poate, pe care ar fi trebuit să le am și nu le-am avut, de niște, cum să spun eu, încrederea asta totală în oameni și să-i consider la fel ca tine și fiecare gest al lui, a unei persoane din jurul tău, să-l treci prin propriul filtru și să spui, adică să gândești, să crezi că gândește la fel ca tine și dacă îți înveți lecția, zic că poți să mergi mai departe.